Șase focuri de armă au fost trase astăzi în curtea bisericii din comuna Podu Turcului. Doi bătrâni au intrat în curtea lăcașului de cult cu puși de vânătoare de calibru 12 și au început să tragă în plan vertical să alunge spiritele rele, potrivit unei tradiții mai vechi a locului. O patrulă de jandarmi se afla la fața locului și a legitimat pe cei doi bărbați. Au fost întocmite acte de sesizare a organelor de urmărire penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uz de armă letală sau interzisă fără drept. Armele de vânătoare erau deținute în mod legal.